Pe litoral parcă vine primăvara, nu Crăciunul. Sfârșitul de săptămână a adus temperaturi de 17 grade la Constanța. Localnicii și turiștii s-au putut bucura de vremea numai bună de o plimbare pe plajă sau pe faleza de la Casino. Mi se pare vremea în perioada. Superbă, necaracteristică perioadei. Mult prea cald. Într-adevăr, 17 grade este mult. Nouă ne place că putem plimba copilul. Oarecum ne-am învățat că în ultimul timp cam așa e ce-i drept. S-au schimbat și vremurile și vremea. Copiii au uitat de sănii și au ieșit pe plajă să ridice castele de nisip. Nu-i mai potrivit vara? Ba de mai potrivit, da. Acum e cald și îmi place. Ce joci dacă nu-i zăpadă? Călătoșele. Alții au preferat să stea la terasele deschise în portul turistic Tomis sau să se plimbe pe malul mării pentru o porție sănătoasă de aerosol. Ne adaptăm situației, n-avem ce face. Probabil că o să vină și iarna în curând. Cu toate că apa mării nu a avut mai mult de 6 grade Celsius, un curajos a făcut o baie, preț de câteva minute. Meteorologii spun că din această săptămână temperaturile vor începe să scadă iar. De Crăciun nu se vor înregistra mai mult de 10-11 grade Celsius.